O victorie un egal și o înfrângere, aceasta este linia de clasament a echipei Arocamp Lung, după trei etape disputate în eșalonul 3 al fotbalului românesc, cu două meciuri jucate în deplasare și unul pe teren propriu. Pentru runda din acest weekend, Mușelenii vor merge la Păulești, echipa aflată pe ultimul loc în clasament fără punct în acest sezon, cu numai 3 goluri marcate și 10 primite. Chiar și așa, deplasarea nu este deloc una ușoară pentru echipa noastră, formată în mod special din jucători tineri și fără experiență la acest nivel. Lipsește Fieraru suspendat după eliminarea din etapa trecută, dar speranțele rămân în experimentații Robu, Jenaru și Măzărache, care sprijiniți de tinerilor colegi pot aduce un rezultat bun. Urmează o deplasare la Păulești, o echipă în suferință. Da, bă, și Breaza părea o echipă în suferință. Am încercat să luăm trei puncte și acolo, din păcate nu ne-a ieșit. Vom încerca să ne impunem jocul și să câștigăm. Partida dintre CSP Păulești și ARO Câmpulung se va juca sâmbătă de la ora 17 pe stadionul din comuna Păulești, în județul Prahova, localitatea aflată la aproximativ 120 de kilometri de municipiul Câmpulung.